Mă bucur foarte mult că am fost atât de exacti, așa cum ne-am propus să facem un protest foarte bine organizat, foarte bine gândit și fericit pe toți cei care au stat la baza organizării acestui protest. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit din toate colțurile țării. Vă mulțumesc că suntem împreună și, indiferent de cât de mult au vrut să ne dezbine de-a lungul timpului, noi am rămas uniți. Și dacă ne întrebau cineva din țară sau din afară cât de multă capacitate există în această țară, cât de mult caracter, eu zic că în această țară există caracter și acest caracter există prin dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici, pentru că nu lăsați această țară să moară. Iată că au dat peste unul căruia nu-i pasă de sine, nu-i pasă doar de propria libertate, îi pasă de libertatea acestei țări și a oamenilor acestei țări. Iată de ce nu a putut trece peste ideea ca la primăria Chișinău să vină un om care îl poate termina. Bineînțeles, politic. Și o să o facem împreună, prin unitatea noastră. Unitate!